Amenințările se țin lanț pentru Radu și Freddy, iar iubitul actual al Oanei Matache primește mesaje jignitoare din partea femeilor care susțin că vor să-l bată. Radu și Freddy a făcut conversațiile publice pe contul lui personal de Instagram și a reacționat față de persoanele care îl atacă. După ce s-a afișat cu iubita lui actuală, Oana Matache, Radu și Freddy se pare că nu are liniște din partea persoanelor care îl urmăresc pe rețelele de socializare. Tânărul este amenințat cu bătaia de femei, iar Radu a făcut publice conversațiile pe contul lui personal de Instagram. Radu și Freddy a postat pe contul lui personal de Instagram o serie de conversații din partea femeilor care îi transmit mesaje jignitoare și îl amenință cu bătaia. De când Gina Matache l-a ironizat pe iubitul fiicei sale, Radu și Freddy este jignit și primește mesaje răutăcioase zilnic. Să vezi ce palme primești când te prind pe undeva, săracule, tot un sărac o să mori. Armele o să te doară 2-3 zile, să-ți fie rușine că ai distrus o familie, o să vezi când te lovește înzecit tot răul pe care îl faci acum, nici ție nu-ți vine să crezi că stă aia cu tine, sunt o parte din mesajele primite pe rețelele de socializare. Radu și Freddy mărturisea într-un live pe platforma Twitch că nu prea mai iese din casă și preferă să poarte gluga pe cap ca să nu fie recunoscut de cei care îi doresc răul. Oana Matache și Radu și Freddy sunt într-o relație de puțin timp, însă cei doi sunt îndrăgostiți unul de celălalt și nu-și ascund relația.